Republica Moldova cere oficială retragerea forțelor militare ruse de pe teritoriul țării. O declarație în acest sens adresată autorităților de la Kremlin a fost aprobată astăzi de legislativul de la Chișinău. Face apel către Federația Rusă să reia și să finalizeze procesul de retragere a trupelor sale, precum și să-și retragă munițiile, armele și echipamentul militar de pe teritoriul Republicii Moldova, în conformitate cu principiile relevante ale dreptului internațional și angajamentele sale internaționale. În anul 94, pe 21 octombrie, Republica Moldova a semnat cu Federația Rusă un acord special, numit cu privire la statutul juridic, modul și termenele de retragere a formațiunilor militare ale Federației Ruse, aflate temporar pe teritoriul Republicii Moldova. Acest acord, din păcate, nu a fost ratificat de către Federația Rusă până în prezent. Documentul a stârnit nemulțumirea deputaților din fracțiunea PSRM, care în semn de protest au părăsit plenul Parlamentului. Considerăm că este o provocare geopolitică. Să avem o mică pauză de un minut, două, pentru ca colegii noștri declarând boicot să poată părăsi sala. Astăzi se împlinesc 25 de ani de la semnarea acordului Moldo-Rus privind principiile de reglementare pașnică a conflictului armat din zona transnistriană a Republicii Moldova. Potrivit experților de la Chișinău, pe parcursul celor 25 de ani, Rusia s-a compromis și a pierdut credibilitate ca parte a misiunii de menținere a păcii în raioanele din stânga Nistrului, transformând mandatul său de pacificator în unul de protector al regimului separatist de la Tiraspol.